Foarte multe interacțiunile conducerii primăriei au fost axate la începutul acestui an pe dezăpezirea artelelor rutiere, ținând cont de faptul că în această lună au căzut cele mai mari cantități de zăpadă din ultimii 4 ani. Pentru o bună colaborare cu populația s-a luat măsura comunicării cu romașcanii, nu doar prin intermediul presei, ci și a rețelelor de socializare, prin pagina de Facebook a primăriei și cea a edilului șef Lucian Micu. Am avut o activitate bună de dezăpezire, având în vedere și cantitățile foarte mari de zăpadă care au căzut. Vă spuneam că de 4 ani nu am mai avut așa ninsori. Am intervenit în zonele care sunt mai traficate, am ridicat zăpada din preajma instituțiilor publice, a școlilor, a bisericilor, a cimitirului, astfel încât traficul rutier să se desfășoare în condiții de siguranță pe raza municipiului Roman. Am păstrat în continuu legătura și cu dumneavoastră mass media și cu cetățenii municipiului Roman, atât prin intermediul paginii de Facebook a primăriei municipiului Roman, cât și prin intermediul paginii mele personale, astfel încât să putem comunica în timp util noutățile în ceea ce privește activitatea primăriei. În afara celor două mijloace de comunicare, romașcanii iau la dispoziție și un număr de telefon scurt 0233984 prin care pot comunica autorităților locale problemele legate de acțiunea de dezăpezire sau alte probleme ținând de bună administrare a municipiului. Vreau să mulțumesc tuturor cetățenilor care în această perioadă ne-au contactat atât prin intermediul paginii de Facebook cât și prin intermediul numărului scurt 0233984. Ne-au comunicat diversele probleme cu care s-au confruntat și vreau să le mulțumesc și colegilor din primărie care au răspuns foarte prompt și au remediat toate aceste deficiențe. Cred eu că acesta este cheia succesului pentru un municipiu curat și îngrijit, să comunicăm foarte mult între cetățeni și administrația publică locală. Administrația publică locală, primăria municipiului Roman, oferă o maximă deschidere către cetățeni, astfel încât să rezolvăm toate problemele punctuale. Chiar dacă primăria intervine modogrosul pe arterele principale, pe zonele cele mai traficate, sigur există și anumite zone acolo unde nu avem foarte multe informații și aici intervine până la urmă rolul cetățenilor care trebuie să ne aducă la cunoștință eventualele sincope. Edilul șef a mulțumit tuturor romașcanilor care s-au implicat, mai ales în zona caselor și a parcărilor, la activitățile de dezăpezire, solicitând însă ca atunci când se dezăpezește o parcare sau un trotuar, zăpada să nu fie aruncată din nou pe carosabil. Și de asemenea vreau să le mulțumesc și romașcanilor care s-au implicat în activitatea de dezăpezire. Am văzut foarte mulți oameni care, în special cei din zona caselor, care și-au curățat aliniamentul, cât și cei care dețin mașini și au curățat locurile de parcare. E greu pentru primărie să dezăpezești cu mașina parcată un loc de parcare și tot timpul am făcut un apel ca zăpada care a fost îndepărtată să nu fie dată pe carosabil, că altfel trebuie să muncim de 2 ori. În ceea ce privește dezăpezirea trotuarelor, primăria și firma de salubritate au acționat manual și cu un ATV, dar edilii recunosc că mai există zone în care trebuie acționat. Aici este în vigoare și o hotărâre de Consiliul Local care stabilește responsabilitatea agenților economici, a proprietarilor din cadrul asociațiilor și a tuturor instituțiilor în acțiunea de degajare a zăpezii de pe trotuare. Se va lua legătura cu cei din conducerea unităților școlare pentru a se găsi soluții de degajare a zăpezii cu personalul de îngrijire din școli și acolo unde nu este posibil să se facă acest lucru din cauza personalului insuficient, se vor găsi soluții pentru a fi sprijiniți de primărie și de către operatorul de salubritate. Agenții economici și instituțiile publice care au raza lor trotuare sunt obligate să efectueze activitățile de dezăpezire. E drept că noi, într-o primă fază, ne-am axat foarte mult pe partea de trafic rutier, dar în același timp, în momentul în care căderile de zăpezi au încetat, am acționat inclusiv pe trotuare. Într-o primă etapă am acționat cu un utilaj de tip ATV care a avut o lamă și care a efectuat dezăpezirile pe trotuare. De asemenea, operatorul de salubritate a acționat și cu personal uman și cu lopeți pentru a
degaja zonele de trecere de pe un trotuar pe altul și spre trecerile de pietoni și ulterior, atunci când vremea a permis, în foarte multe zone am intervenit pentru îndepărtarea efectivă a zăpezii de pe trotuare, astfel încât foarte multe trotuare de pe raza municipiului Roman în momentul de față nu mai au zăpadă. E drept că voi avea o discuție cu reprezentanții unităților de învățământ să le atrag atenția că în zonele lor, acolo unde am putut, noi le-am dat o mână de ajutor, i-am sprijinit, dar în ceea ce privește trotuarele, trebuie să acționeze și cu personalul din subordine. Per total, edilul șef apreciază că municipiul Roman a gestionat bine și anul acesta problema de zăpezirii, unitatea administrativ-teritorială fiind împărțită în 9 zone, de care răspund directori ai diverselor compartimente din primărie.